Cum poate să ajungă un învățător ca acesta un destrăbălat în funcția unei adunări? Se poate, frașii și surori. Se poate. Se poate să ajungă destrăbălați să predice la amvon. Se poate ca în o adunare de oameni care sunt considerați născuți din nou și creștini să existe un învățător care își permite în limbaj, în atitudini, în apropiere față de femei să fie ca un om al lumii acestea. Să filtreze, să facă aprecieri, să, cum spune Scriptura, să-i scape ochii de prea curvie. Eu am stat la masă cu oameni în toată firea, cu oameni care sunt biserică de zeci de ani de zile și nu puteai să bei o cafea cu ei. Dacă ești la o terasă publică, nu puteai să bei o cafea cu ei. Așa, așa mergeau ochii. Tu vorbeai, da, 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 el, da, așa, uita. Cu oameni din adunare. Cu oameni care vezi cum îi fuge privirea. Nu se poate, îi fuge privirea. El nu se mai poate controla. Pur și simplu, nu se mai poate controla. Pentru că inima începe să dea afară după atâta mare de timp. Și scapă ochii de prea curvie. În discuții, în vorbe, în atitudini, îl vezi că e destrăbălat. Îl vezi că e destrăbălat. Oameni care își permit să care femeie dintr-o parte în alta, fete tinere, să facă consilieri în doi, să facă consilieri private pe internet, să facă tot felul de lucruri care arată o singură problemă. Că n-au înțeles cât de importantă este reputația lor ca învățători, reputația bisericii, reputația lui Dumnezeu înaintea lumii. Și că acestea sunt lucruri periculoase.